De antioxidanți ați auzit cu siguranță, dar haideți să aprofundăm și împreună acest subiect. Ce sunt antioxidanții și cum ne ajută ei sănătatea? Ca să înțelegem mai bine acest lucru, trebuie să discutăm mai înainte despre radicalii liberi. Ce sunt radicalii liberi și ce fac ei? Atomii și moleculele din corpul nostru au, așa cum știți, pe orbite electroni. Iar radicalii liberi ce fac? Fură din acești electroni, ceea ce înseamnă că aceste molecule vor fi destabilizate. Și ce vor încerca ele să facă? La rândul lor vor încerca să fure și ele electroni de la alte molecule ca să-și completeze electronii lipsă. Ceea ce este un lucru care, dacă nu este ținut într-un anume echilibru, face foarte multe daune în corpul nostru. Este vorba de acel stres oxidativ, de care iarăși ați auzit vorbindu-se cu siguranță. Ce fac antioxidanții? Antioxidanții se interpun între radicalii liberi și molecule. Ne protejează corpul nostru, ne protejează moleculele corpului nostru în fața acestor radicali liberi. Cum anume? Antioxidanții cedează ei electroni radicalilor liberi, astfel încât moleculele corpului nostru să fie protejate. Și acesta este de fapt un proces normal, un proces firesc, pentru că radicali liberi se produc în corpul nostru prin simplu fapt al metabolismului celular. Rezultă anumite deșeuri celulare, să spunem așa. Dar, la un moment dat, radicalii liberi pot să fie mult prea mulți și atunci antioxidanții pe care corpul nostru îi produce în mod normal să nu mai reușească să le facă față. Și acest lucru se întâmplă din cauza stilului nostru de viață contemporan, pentru că trăim în poluare, trăim în stres, mai și fumăm și așa mai departe. Și atunci, antioxidanții pe care corpul nostru îi produce în mod normal s-ar putea să nu mai reușească să facă față atâtor radicali liberi și apare stresul oxidativ, apare îmbătrânirea precoce. Bineînțeles, noi ne putem ajuta organismul cu antioxidanți și este foarte important să facem acest lucru. De ce? Pentru că, așa cum spuneam, acești antioxidanți fac ca un scut și ne protejează în fața radicalilor liberi. Mai mult, ei pot bloca metalele grele și ajută la repararea celulelor deteriorate, pentru că, așa cum spuneam, radicalii liberi provoacă degradarea celulară, pentru că radicalii liberi, să nu uităm, pot să ducă chiar la afectarea ADN-ului și la degradarea membranelor celulare, ceea ce înseamnă că pot să ducă la distrugerea celulelor prin acel proces care se numește deperoxidare a lipidelor, de distrugere a membranei celulare, după cum spuneam. Așadar, antioxidanții sunt extrem de importanți și unul dintre antioxidanții extraordinari este glutationul. Glutationul este numit maestrul antioxidant, detoxifiant și reparator celular. Glutationul este o tripeptidă compusă din aminoacizii cisteină și glicină și din acidul glutamic. Da, bineînțeles, nu suntem noi acum la ora de biochimie. Ceea ce trebuie să știm este că un nivel optim de glutation trebuie să existe în fiecare celulă, pentru că aceasta să-și poată face sarcinile și să se poată detoxifia. Așadar, celulele corpului nostru au nevoie de glutation, însă odată cu vârsta, corpul nostru produce din ce în ce mai puțin glutation și avem nevoie de un suport. Bineînțeles, putem apela la ajutor suplimentelor alimentare, dar aici apar problema biodisponibilității. Cât anume din acele suplimente alimentare reușește organismul nostru să asimileze la modul real? Și tocmai de aceea au apărut suplimentele lipozomale. Și aș vrea să vorbim despre ce înseamnă lipozomii și ce sunt aceste suplimente lipozomale. Noi am mai discutat în cadrul emisiunilor noastre de sănătate ACC Media Channel despre lipozomi. Atunci când am avut o invitată pe farmacist Iuliana Vasilache de la firma Hypernatura, care ne-a explicat ce sunt lipozomii. Dar aș vrea să mai discutăm acum încă o dată despre lipozomi. Lipozomii sunt niște fosfolipide care îmbracă aceste substanțe și, îmbrăcând aceste substanțe,
pot aceste substanțe să treacă prin stomac și prin intestine, astfel încât să nu fie distruse. Și aceste substanțe pot astfel să ajungă mult mai rapid la celule și corpul nostru să se bucure cu adevărat de aceste substanțe de care are atâta nevoie, cum este, de exemplu, glutationul lipozomal. Și cum se face transferul către celule? Aceste substanțe active, cum este glutationul lipozomal, ajung la celulă, trece glutationul în celulă și acei lipozomi, care sunt niște fosfolipide, se contopesc apoi cu membrana celulară, pe care o hrănesc și o întăresc, ca să spunem așa. De ce? Pentru că au o compoziție bioidentică, cum se spune. Așadar, lipozomii reprezintă și un ajutor pentru membrana celulară. Dar principalul lucru pe care îl fac ei este acela că reușesc să ducă acele substanțe exact la celulă. Cum, de exemplu, reușesc să ducă glutationul exact la celule? Dacă este vorba, bineînțeles, de glutation lipozomal. Este vorba, de fapt, de o stabilitate mare a acestor lipozomi, care reușesc să treacă prin tractul digestiv fără să fie afectată substanța pe care ei o au încapsulată și aceasta să ajungă acolo unde trebuie, în organismul nostru, la celule. Acești lipozomi, după cum spuneam, sunt niște fosfolipide cu un conținut bioidentic cu cel al membranelor celulare ale corpului nostru și aceste fosfolipide, în cadrul lipozomilor produși de firma Hypernatura, sunt extrași doar din semințe de floarea soarelui cu identitate protejată nemodificată genetic. Iar acum, revenind la rolul glutationului pentru organismul nostru, trebuie să spunem că el este indicat atunci când ne confruntăm cu o oboseală cronică, atunci când vrem să prevenim anumite afecțiuni intestinale, anumite boli degenerative. El este indicat și atunci când ne confruntăm, din păcate, cu metale grele, pentru că se mai întâmplă și asemenea situații. Cum anume acționează el? El reușește să se lege de mercur și să fie eliminat mercurul, astfel încât mercurul să nu pătrundă în celule, pentru că în celule provoacă cele mai mari pagube și această eliminare se face prin secrețiile biliare. Și apoi, glutationul este în centrul unor cercetări care au pus deja în legătură un deficit de glutation cu o evoluție a unor afecțiuni foarte grave, precum cancerul. Totuși, s-a ajuns la concluzia că în timpul tratamentului de chimioterapie nu se recomandă glutation, o suplimentare cu glutation, pentru că glutationul ar face un scut și în fața efectelor citotoxice asupra celulelor canceroase. Bineînțeles, persoanele care ajung într-o asemenea situație vor cere sfatul medicului. Ce suplimente nutritive pot să ia și ce suplimente nutritive nu pot să ia, pentru că le sunt contraindicate. De fiecare dată am spus că trebuie să vă sfătuiți cu medicul dumneavoastră curant, mai ales dacă vă confruntați cu anumite afecțiuni. Oricum, cereți sfatul medicului sau sfatul farmacistului atunci când alegeți suplimentele alimentare, pentru că suplimentele alimentare sunt și ele anumite produse care au efecte. Tocmai de aceea le luăm, pentru că au efecte asupra sănătății. Dar noi trebuie să ne informăm ce efecte au și dacă ne sunt indicate nouă, personal, pentru că suntem diferiți, fiecare reacționăm diferit, fiecare mai are o afecțiune sau alta. Sfatul meu este același. Înainte să luați suplimente alimentare, informați-vă adecvat. Vreți să aflați, de exemplu, mai multe despre glutation lipozomal de la Hypernatura? Intrați pe hypernatura.com și găsiți acolo mai multe articole de cercetare care sunt frumos prezentate într-un limbaj accesibil. Apoi, sfătuiți-vă, bineînțeles, cu medicul și cu farmacistul dumneavoastră. Așa trebuie alese suplimentele alimentare, după ce ne informăm adecvat și după ce solicităm o consiliere de specialitate în domeniul sănătății. Dar, ca să revenim la glutation, pe lângă toate cele pe care le-am spus deja, există cercetări care pun
în evidență rolul glutationului în cazul persoanelor care se confruntă cu ficatul gras și cu alte afecțiuni ale ficatului, ceea ce mi se pare foarte important, pentru că cu un ficat gras se confruntă foarte multă lume. Și o altă situație prin care rolul glutationului a fost evidențiat prin cercetări a fost infertilitatea feminină și masculină. Cum anume? S-a constatat că un deficit de glutation poate să ducă la o îmbătrânire prematură a ovarelor. Și s-a mai constatat că dacă în foliculul ovarian este un nivel crescut de glutation, crește rata de fertilizare. Lucrurile sunt foarte interesante în ceea ce privește glutationul și cred că vor urma foarte multe cercetări în care glutationul va fi în prim plan și se va demonstra rolul lui pentru sănătatea noastră. Cred că lucrurile sunt doar la început în ceea ce privește studierea acestui antioxidant și, în general, studierea antioxidanților, pentru că, dacă ați observat, aproape în fiecare zi apar noi și noi studii în privința acestor antioxidanți care ne ajută sănătatea. Eu vă mulțumesc tare mult pentru că urmăriți strategia mea de sănătate, mica mea emisiune de sănătate, pe care o realizez cu mare drag. Dar nu uitați că pe ACC Media Channel găsiți foarte multe emisiuni de sănătate cu specialiști de top din domeniile lor de activitate. Este vorba de farmaciști, de medici, de stomatologi și așa mai departe. Specialiști de top, după cum spuneam, din domeniile sănătății. Vă mulțumesc tare mult și nu uitați să vă abonați la canalul nostru de YouTube și să dați like paginii noastre de Facebook. Nu cred că veți regreta!